Bun găsit la o ediție specială de Pro Sport Live. În acest moment este minutul 30 în meciul decisiv pentru Naționala de Tineret cu Germania. România trebuie să câștige sau să remizeze cu Germania la mai mult de 2 goluri, astfel încât să meargă mai departe. Vom comenta meciul direct, nu ne vom opri, vom fi aici până la finalul partidei, împreună cu fostul jucător al echipei naționale, atât de senior cât și de junior, și actual fundaș al celor de la Crincenie, Florin Gardoș. Florin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună seara. Este un pic mai inedit acum, ne vom uita și la meci, vom discuta pe marginea partidei. Până să intrăm în direct, am apucat să vedem o fază foarte importantă din partea lui Pașcanu și aș vrea să te întreb cât de important a fost acel moment în care Pașcanu a scos o minge care probabil intra în poartă. Da, e important. A fost o fază bună a nemților, cu acea pasă în adâncime, și a venit foarte bine Pașcanu în spatele portarului și a scos acea minge. E important pentru moral și e bine că n-am luat gol. Asta e cel mai important. Pe de altă parte, mă uitam, dacă în prima parte România putem spune chiar că a dominat și a avut și Mățan o bară, acum parcă Germania a început să pună stăpânire pe joc, sau cel puțin defensiva României a început să tremure. Și vreau să te întreb ce ar trebui făcut, pentru că este postul pe care tu îl joci în centrul apărării, ce ar trebui să facă defensiva României astfel încât să stabilizeze lucrurile? Păi, acum cam trebuie să facă ce fac în general, sau ce ar trebui să facă în general o apărare, să ofere siguranță echipei, să stea bine în teren. Poate să vorbească mai mult între ei, să... Da, sigur, contează mult și organizarea, și cel puțin la acea ocazie despre care vorbeam, au fost spațiile cam mari între Ciobotariu și fundașul stânga, Haruț. Da, pentru că Vlădoiu joacă dreapta. Da, da. Și păi hai, uite, dacă tot vorbim central de echipă, în timp ce ne uităm, putem să vedem și echipa României, astfel încât să o comentăm. Avem un felul următor, o să spun eu, pentru că ne uităm la meci, nu va apărea pe grafică la noi, însă este Vlădoiu, pe care tu îl știi de la Craiova, din perioada în care a jucat fundaș dreapta, Pașcanu și Ciobotariu și Haruț, fundaș stânga, Itu, Dulca și White de la mijloc, mi se pare o linie totuși defensivă. Da, da. Așa, după care avem Olaru, Petre și Mățan. Cum se pare echipa gândită de Adimutu? Probabil a vrut să schimbe puțin anumiți jucători care probabil erau și puțin obosiți. Da. Și au fost exact ca la Naționala Mare. Chiar discutam câteva zile cu colegii de la echipă, că s-au jucat multe meciuri și pentru o grupă de calificare, sigur, la Euro e cu totul altceva, dar chiar și așa distanța mică între meciuri, așa că era nevoie să schimbe câțiva jucători. Și da, e important să mai da, din punctul tău de vedere, crezi că Mutu a gândit echipa astfel încât să fie sigur că nu ia gol? Pentru că, repet, Itu, Dulca și White în fața apărării, mie mi se par defensiv toți trei. Poate greșesc. Nu. Nu știu exact ce a gândit Mutu. E clar că nici nu știi cum să abordezi probabil un meci de genul ăsta. Pentru că în afară de victorie, nimic nu-ți oferă siguranța calificării. Dar, na, probabil că și cu un egal, nu știu, există o oarecare speranță. Păi de la 2-2 în sus suntem siguri de calificare. Uite, ne dă comentariul Gerardo Alves, fostul fundaș al celor de la FCSB, spune că e cel mai bun fundaș român. Ce părere ai? Pe părerea mea e subiectiv. De ce? Sunteți prieteni? Da, suntem prieteni foarte buni. Nu mai suntem colegi, cred că din 2012. Da. Mi se pare că a plecat de la Steaua și vorbim și acum, ne întâlnim. Adică... Am înțeles, ați rămas în relație bună. Salut! Deci cine e mai bun, tu sau Geni? Cine a fost mai bun, să zicem așa? Eu, clar eu. Bun, da, simpatic Gerald, este și un prieten al emisiunii ProSport, îl așteptăm mereu cu drag. Da, cum spuneam, Mățan a avut o fază incredibilă în debutul meciului, a lovit bara. Mățan face un european bun. Gol și pasă de gol în ultimul meci cu Ungaria. Da. Se mișcă bine, probabil că l-a ajutat și acest transfer la... Da, America. Sigur. Mie mi-a plăcut și când am jucat cu Crinceni împotriva Viitorului, în turul campionatului. E un jucător cu calități bune. Mi se pare că seamănă foarte mult, așa ca stil, cu Mitriță. Cu Mitriță, da, și ca fizic. Da, ca fizic mai ales, dar și puțin și ca stil de joc.
Și sigur, e un pas important să pleci la atât de vreme, chiar dacă e... Da, o nouă fază ofensivă a Germaniei, iese Vlad foarte bine. Uite, și asta era o discuție pe care noi am avut-o până să intrăm în direct. Spuneai că îți place Vlad, că a crescut foarte mult. Și vreau să te întreb, mulți l-au criticat enorm în prima parte a sa la FCSB. În momentul ăla, sincer, tu credeai că poate ajunge un portar bun? Că știi foarte bine, gafa aproape în meci de meci. Da, cred că e foarte important, indiferent că vorbim despre un portar sau un jucător de câmp, să fii capabil ca, nu știu, antrenor, conducător, orice ar fi, să fii capabil să vezi calitățile unui sportiv în general și să vezi dincolo de acele momente în care, sigur, vorbim de FCSB, unde știm cu toții că sunt momente și momente, au fost perioade și perioade în care poate se schimbau antrenorii, în care se discuta foarte mult despre portari. Era și foarte tânăr încă atunci. Da. Și acum e tânăr. Atunci era chiar foarte tânăr. Și uite ce înseamnă să-i acorzi până la urmă încredere și să joace meci de meci. Și acum mi se pare un om schimbat. Adică i-ar oferit siguranță. Și da, mi-a plăcut. Cred că e foarte complet așa ca portare. Adică da. Are și reflexe bune. L-am și văzut în meciul cu Ungaria. Are și joc bun de picioare. Are și... talie bună, adică bifează multe căsuțe. Și astfel încât să fie sigur pe el, să nu mai bătrac. Da, da, da. Asta câștigi jucând. Altfel e greu. Oricât ai încercat tu să te pregătești pentru asta înainte de meci, nu poți. Deci pur și simplu meciul te face să... Te întreb altceva, Florine. Tu ai început să joci meciuri cu adevărat importante în momentul în care ai ajuns la FCSB. Mă refer aici meciuri cu miză pentru campionat, meciuri în cupele europene. Când ai simțit sau după câte meciuri cu miză ai simțit că poți să ai control asupra emoțiilor, să fii relaxat sau nu neapărat relaxat, ci să nu mai trac? Că sunt sigur că ai avut și tu emoții la primele meciuri cu miză. Da, sincer să fiu, niciun moment nu am scăpat total de trac și de emoții. Pentru adică și acum, dacă joci un meci cu miză, da, simți în continuare anumit trac. Da, da. Și cred că e un lucru bun, spun sincer. Cel puțin la mine am remarcat că, în general, în meciurile în care sunt puțin mai încărcat, așa, din punctul ăsta de vedere, am adrenalină, emoții, sunt mai concentrat și dau un randament mai bun. Dar sigur că dacă e prea mult, da, trecem partea cealaltă. Exact. Dar la mine a fost o chestie destul de ciudată, așa, pentru că a fost saltul foarte rapid. Adică eu am ajuns din Liga 2 la... De la Chiajna la FCSB și ai intrat direct și ai început să joci. Da, e adevărat. Și, deci, efectiv, eu am jucat undeva la sfârșit de mai în Liga 2 și în august jucam cu Napoli dar pe Ghecea. Dar nu mai ții minte, Reghe Kampf te-a avut ca jucător la Chiajna? Nu. Nu, eu plecasem. Asta zic, nu mai ține aminte. Deci nu te-a prins să zici că te știa și nu. Aparia pe tine. Nu, deja aveam 2 ani la Steaua, adică eram, eram de ceva timp acolo. Da. Eu la început, sincer să fiu, în prima perioadă la Steaua, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Adică la mine era doar entuziasm și cam atât. Nu, adică s-a nu întâmplat totul foarte cumva rapid și nu realizam. Da, nu realizam. Câți ani aveai? 21. Erai copil. Da, da. Da, și la echipa națională când ai debutat, la ce vârstă? La 22. La 22, deci ai venit. Puteam să debutez la 21, am fost convocat, era încă Răzvan Lucescu antrenor, într-un amical cu Italia, dacă îți mai aduce aminte, 1-1 în Austria. Și eram la mijlocul terenului, minutul 90, a fost arbitru finalul, dar mai erau vreo 3 minute, da. Am zis, ce bine era un Italia la Sibiu acolo. La corect, corect. Da. Pe de altă parte, cea mai bună perioadă a ta a fost la FCSB. Da. O perioadă în care ați avut multe meciuri cu mare miză și o pregătire foarte, foarte barbară, ea spune. Despre care încă se discută. A spus bine, nu? Da. Zi-mi de Naționala de Tinere, pentru că tu ai jucat și la Naționala de Tinere. Ai făcut parte din acea generație a lui Săndoi, care a terminat pe primul loc în preliminarii. Da, am terminat grupa pe primul loc. Sistemul era diferit atunci, chiar dacă câștiga grupa. Cred că s-au schimbat odată la 2-3 ani, s-a tot schimbat la tineret sistemul. Da, sincer să fiu, nu știu cum a fost după. Da. Dar în momentul ăla, chiar dacă câștigase în grupa, și mi se pare că am avut și cel mai bun gol averaj dintre toate echipele sau cel mai multe puncte, nu mai aduc aminte exact. Da. Nu ne-am calificat direct, a trebuit să jucăm un baraj. Am avut un baraj cu Anglia, pe care l-am pierdut, meciul tur în Anglia, am jucat la Norwich, parcă. Am pierdut 2-1 și am făcut 0-0 acasă și nu ne-am calificat. Dar am avut o generație bună.
chiar am avut o generație bună și cred că meritam să ajungem și noi la un turneu final. Da. Zi-mi ce părere ai de stopări, pentru că e poziția pe care tu joci, să zicem așa că e specialist, Pașcanu și Ciobotariu. Ciobotariu foarte criticat, o fază foarte importantă acum, Germania, ocazie importantă. Cine a scos acolo? Ia să vedem. E corner, nu? Da, așa. Da, ia să vedem. Să ne spui tu cum ți se pare defensiva României ca asta. S-au descurcat bine până la urmă. A fost o intervenție, cred că, a unei dintre fundașii centrali. Ia să vedem. Da, fază oricum, fază bună. Da, cu Pașcanu a mai avut o fază bună pe la mijlocul reprizei. Te întrebam de Ciobotariu și de Pașcanu și de faptul că Ciobotariu a fost foarte criticat după primul meci în care a greșit la golul Olandei. Da, sigur, vezi, sunt genul ăsta de discuții și la Naționala Mare. Da. În momentul în care joci fundaș central, orice greșeală, orice mică greșeală se vede și acum, în cazul lui Ciobotariu, el nu are nici atât de multe meciuri la CFR sezonul ăsta și sigur se simte și asta. Da. Dar așa din exterior, că acum suntem aici să vorbim. A marcat Olanda, îmi spun colegii din regie, a marcat Olanda 1-0 cu Ungaria. Deci în momentul de față România este pe locul 3, la egalitate de puncte cu echipele din față. Deci avem nevoie să câștigăm sau, cum spuneam, măcar un egal 2-2. Da. Să vedem ce se va întâmpla, este încă de vreme. Bun, scuză-mă, te-am întrerupt și vorbeai de vorbeam de Ciobotariu și de Pașcanu, în special de Ciobotariu pentru că a fost criticat. Da, da, da. Ziceam că sigur se simte și lipsa și de fapt aici vreau să ajung la că s-a vorbit mult de Drăgușin. Da, se vorbește în continuare, lumea îl cere pe Drăgușin. Da, e sigur că și eu sunt entuziasmat să văd că avem un jucător la Juventus. Da. Mai ales în momentul în care și la Naționala Mare nu avem fotbaliști cum aveam, nu știu, acum poate 15 ani sau nu mai zic, acum 20 de ani. Da. Dar a jucat foarte puțin, asta e realitatea. Adică nu avem de să știm cum s-ar descurca într-un meci cu miză. La Juventus are 5 meciuri, sigur, niciunul titular, niciunul integralist în toate competițiile, dar inclusiv Serie A și Champions League. Și stau și mă gândesc acum și te întreb, pentru că și tu ai fost o echipă importantă, o echipă din Premier League. Ce înseamnă aceste minute pe care tinerii fotbaliști le primesc? E mai mult de încurajare sau staful tehnic vrea să vadă dacă e capabil să ducă astfel de competiții? Cred că ambele variante. Probabil mai mult, sigur, îți dorești ca antrenor să vezi nivelul unui tânăr și cum reacționează el la un meci cu o miză mai mare decât un meci la Under 21-23. Dar sigur că e una când joci un meci cum a fost el, a intrat în anumite meciuri sau un meci de cupă sau nu știu exact în ce competiție a mai jucat. Și una când trebuie să joci etapă de etapă și să fii un om de bază. A fost totuși în Copa Italia. Da, parcă așa mă aminte și eu. Da, și una să fii... Să ai meciuri în picioare, să ai ritm și așa mai departe. Bine, spunea impresarul lui Drăgușin Florin Manea, povestea că Pirlo l-a chemat, deși avea două zile libere să dea niște examene pentru bacalaureat sau ceva de genul ăsta, l-a chemat pentru că s-a accidentat Chiellini și e posibil chiar să joace cu Torino în derbiul orașului. Ar fi interesant de văzut. Cel puțin fizic, Drăgușin arată foarte bine. Stă pentru foarte, vârsta lui, foarte nu? Bine, da. Asta e primul lucru pe care l-a remarcat. Da. Și e important, pentru că dacă ești clădit așa bine, deja automat ai un avantaj și poți să debutezi mult mai repede. Adică e adevărat bifezi că, un lucru adevărat important. Că marele handicap al fotbaliștilor tineri români este partea fizică. Da, știm foarte bine că toți pleacă în campionate puternice și au nevoie de perioada asta de acomodare. Da, și eu am simțit chestia asta. Și tu, care atenție, veneai de la o pregătire incredibilă și maturizat din punct de vedere fizic. Da, adică fizic ca efort. Puteam și alergam mai mult ca ceilalți, probabil, eram super bine pregătit. Dar, în schimb, m-am lovit de o chestie de genul, mergem la sală, luăm gantere și facem 20 de repetări cu nu știu câte chile și nu puteam. Deci, efectiv, n-aveai forța necesară. Nu eram obișnuit cu genul ăsta. Se simțea asta în meciuri? Pentru că tu, în primul sezon la Southampton, ai jucat, cred că, 9, 10, 11 meciuri, ceva de genul. Cam așa. Te-au folosit, cert e că te-au băgat titular. Deci ai prins ceva contacte dure. Simțeai în teren că, băi, ce-mi fac ăștia, mă mută de pe loc sau nu era chiar așa? Nu, n-am avut genul ăsta de probleme. În schimb, da, mi s-a părut că sunt puternici în general și, în general, cam toți atacanții pe care am întâlnit știu să se folosească foarte bine de corp. Care a fost cel mai puternic atacant pe care tu
l-ai întâlnit, de care ți-au ce aminte? Puternic... Puternic să simți așa, ca o forță când încercai să-l ții. Am jucat și împotriva lui Drogba. Așa. E adevărat că am jucat, era un meci de campionat în care am intrat pe final și am avut câteva dueluri și contacte și erau multe. El e primul așa care îmi vine în minte. Drogba, da, interesant. Dar era mai mult puternic sau cumva mai curând tehnic? Puternic, da. Era puternic, da. Puternic, joc bun de cap. Da, bun. Uite, este pauză, da. România, Germania 0-0 la pauză. Cum spuneam, suntem alături de Florin Gardu și Florin, e bine, mă gândesc, 0-0 la pauză. Chiar dacă nu ne așteptăm clasament în momentul de față, pentru că conduce Olanda pe Ungaria, important e că n-am luat gol. Da, și mai ales în cont că și-au și creat câteva ocazii, da. E bine că nu n-am luat gol. Dar să vedem, poate... Uite, s-a mai egală. Deci fii atent, zic statistica la finalul primei reprize. Posesie 54% pentru Germania, 46% pentru România. Cred că asta e chiar decent, nu? Da. Ocazii de gol am avut clară, una singură a lui Mățani, au avut vreo 8. Da, ce trebuie să facă România în partea a doua, din ce ai văzut tu din jocul Germaniei? Probabil, în primul rând, trebuie să închidă mai un pic mai bine spațiile și să fie mai atenți pe faza defensivă, pentru că și-au creat destule ocazii. Da. Și, în rest, au fost câteva atacuri, cât am apucat să văd, bara nici n-am apucat să văd că eram în drum spre studio. Trebuie să încerce să pună probleme, dar e important să rămână între acest 0-0, pentru că sunt jucători foarte capabili ofensivi care pot să facă o surpriză, mă rog, să aibă o execuție să și să câștige, să câștige meciul. Da, te întreb altceva. Dintre cei trei mijlocași din fața apărării, poate ar trebui să stea mai jos unii dintre ei astfel încât să susțină apărarea, mai ales că am văzut niște pase foarte rapide la mijlocul terenului ale nemților. Mă gândesc aici la Dulca, Waidă sau Itu. În mod normal, acest 4-3-3, cum ar trebui jucat? Adică, probabil, mă gândesc cu Dulca. Îl gândește la închidere. Da. 4-3-3 mi se pare un sistem greu. Da, aud, și Daniel Niculae mi-a spus chestia asta și Florin Bratu mi-a spus același lucru. Nico chiar spune că nicio echipă din România nu joacă corect 4-3-3. Zi-mi, de ce spui și tu că e un sistem greu? Pentru că trebuie să ai exact, mi se pare că trebuie să ai exact jucător punctual. Așa. Care să se potrivească pe posturile respective. Și mi se pare și mai dificil să te aperi în comparație cu un 4-2-3-1, de exemplu. Când pentru că unde și ai doi închizători clar, exact. Care stau și ajută defensiva. Da. Așa că, da, nu știu, să vedem ce se bine, depinde și de 4-3-3, că poate să fie cu doi în fața apărării, poate să fie cu unul. Depinde cum vrei să-l joci, nu? Da. Pe de altă parte, hai să vedem și ce are Mutu pe bancă, pentru că mă gândesc că e posibil să fie și niște schimbări chiar ofensive. Acum e clar că România are nevoie de victorie în momentul de față. Și are așa, Octavian Popescu și o să vreau să discutăm și despre Octavian Popescu. Moruțan, Drăgușin, Ciobanu, care probabil a fost odihnit. Kindriș, Boboc, din punctul tău de vedere, Câmpanu, din punctul tău de vedere, cine ar putea intra să facă diferența? Moruțan e un jucător capabil. Să destabilizeze o apărare, să elimine un jucător din joc, să aibă un șut periculos. Uite, Florin, avem pe grafic acum, dacă în timp ce vorbești, avem și clasamentul în timp real. Asta, așa arată momentul de față clasamentul din grupă. Ei, nu se știe niciodată nici la celălalt meci, poate să avem o surpriză din partea Ungariei, poate egalează. Da. Dar cred că e important să nici nu ne prea interesează. Să intrăm în panică și să riscăm foarte mult, pentru că până la urmă și cu un egal poți să obții calificarea, dar vedem ce se va întâmpla. Sunt foarte multe calcule, cred că, în momentul ăsta și se poate întâmpla orice. Mai mult decât atât, am văzut că Mutu a fost destul de calm în meciul cu Ungaria. Până la urmă am reușit să câștigăm prin golul lui Pașcanu, așa spre finalul meciului, deci orice se poate întâmpla. Ți s-a părut Germania, din ce ai văzut acum, chiar atât de bună? Sau nu este chiar ca la seniori? Nu, sigur că nu. Diferența
De fapt, nu știu exact dacă există vreo diferență, sau că poate e una, dar foarte mică, la, mă refer la Naționalele de Tineret. La echipa mare, diferența e mult mai mare. A, tu vrei să spui că între noi și ei nu e o diferență așa mare la tineret cum a fost la senior? Nu, nici vorbă. Da, pentru că adevărul e că între naționalele noastre nu sunt diferențe mari. Ba chiar spun unii, domnule, să vină cei de la tineret să joace în locul seniorilor. Pe de altă parte, de discuțiile astea ei... le tot auzim de, așa, de ceva timp. Exact. Nu, nu există așa ceva. E fotbalul la acest nivel e total diferit față de... Ce înseamnă total, Florin? În ce sens total diferit? Păi, cred că cel mai bun exemplu e generația trecută. Da. Care... Cea din 2019. Am zis că... Sau, mă rog, s-a discutat foarte mult de acea generație. Mă gândesc doar la Radu, de exemplu, da? Care a fost un om foarte important. La portar. Da. Da. Și de atunci nu prea mai apărat. Bine, sigur, nu e ușor să apăr la Inter. Dar nu apără, nici la echipa națională nu apără și a avut un an foarte uite, slab. Și asta e o întrebare și vreau să-mi spui părerea ta. Ca fotbalist profesionist cum e, sau ca portar, cum e mai bine să gestionezi un lucru? Să joci la echipă mică, mică între ghilimele, că se vorbește că ar putea să ajungă la Anderlecht, probabil pe un salariu mai mic, sau să stai la Inter al doilea portar, că e al doilea portar, pe un salariu foarte bun și totuși să stai la Internaționale Milano? Mi se pare că nu e decizie ușor de luat. Nu e. Sigur, orice specialist de pe stradă o să spună, stai la du-te Inter și joacă. Eu aș sta la Inter și spun de ce. Handanović are 35 de ani, dacă nu mă înșel, sau 36. Este imposibil să mai ducă 50 de meciuri pe sezon. Măcar 10 îți revin și ție, mă gândesc. Da, vezi, nu știu, la portar e un pic diferit față de jucători de câmp, dar ideea e că, uite, eu am avut un coleg în Anglia, da, un portar, care a fost la City, la Arsenal, la echipe foarte mari, da, de care sigur n-ai auzit, Stuart Taylor îl cheamă, așa, și care a venit la 37, mi se pare, la Southampton, cred că era al patrulea portar, a fost adus doar pentru că avea o reputație de coleg. Adică a fost adus pentru vestiar. Pentru vestiar, să ajute portarii. Păi mă uit, are toată cariera din 97 și până în 2018, 75 de meciuri jucate la club. Și puține. Foarte puține. Și are trofei câștigate. Acum sigur că în Premier League e puțin diferit. Dacă nu dacă joci, n-ai 10 meciuri, nu primești medalia de campion. Dar el a fost acolo și a fost coleg cu Simon. Da, păi văd, uite, are Premier League câștigat cu Arsenal 2001-2002, deci e clar că a bifat 10 meciuri în acel sezon. Exact. Un băiat senzațional, chiar am avut și o relație bună cu el. Și te gândești, ok, a terminat cariera, a făcut bani frumoși din fotbal, dar n-a jucat, adică nu-l știe nimeni. Cum e mai bine? Probabil la un moment dat când tragi linie, cred nu că... știi cum ar fi fost mai bine, știi? Depinde foarte mult ce alege? În ce direcție. Tu uite, te întreb pe tine. Acum sunt tentat să spun că aș alege să... Rezervă? Nu, să joc și să... Na. Dar poți să știi, am avut momente în carieră în care am zis bine că am câștigat o anumită sumă de bani, bine că sunt liniștit, că am dat de nu știu ce nebuni. Adică se întâmplă... Da, uite că dacă tot stăm în pauza meciului și putem să discutăm și altele, zi-mi ce se întâmplă cu tine la clinici. Joci constant, pare că ți-ai găsit și tu liniștea, echipa merge bine. Da, e foarte bine, e foarte bine, exact așa cum ai zis. Mi-am găsit liniștea, mi-am găsit echilibru. Și fizic ești bine? Fizic sunt foarte bine. De fapt, ăsta e, cred că, singurul lucru comun pe care l-am găsit în acești, să zic, 12 ani de când joc la un nivel de ligă, întâi cel puțin. M-am accidentat doar în momentele în care n-am avut continuitate, n-am avut meciuri sau n-am fost pregătit. Tot timpul când am început să bifez un număr de te forțau meciuri, după pauză de repaus. Mă forțau, vorba vine. Poate vorba atunci vine. Venea rândul sau poate pur și simplu. Nu, te forțau, mă refer că tu poate nu erai într-un tonus sportiv maxim. Și da, e și greu să spui. Știi? E și greu să spui când ești cu adevărat pregătit. Dar asta, iar s-a dovedit lucrul ăsta, că uite, am avut perioada la Craiova în care intram, mă accidentam, pentru că nu aveam continuitate, n-am reușit să bifez măcar 5 meciuri consecutive. Și aici nu se mai întâmplă lucrul ăsta, pentru că am început să joc și bifând meciuri, nu mai am nicio problemă. Cum e atmosfera la Crincen? Vă vedeți în play-off? Pentru că sunteți pe ultimul loc de play-off, locul 6, însă n-ați mai câștigat de ceva meciuri. Ați făcut multe remize, ați avut și o înfrângere. Nu e chiar cea mai bună atmosferă. Sigur, am o perioadă mult mai bună, mai ales în turul campionatului, când am reușit să legăm multe victorii și meciuri fără înfrângere. Dar suntem bine. Suntem conștienți că depinde doar de noi
cel puțin pe hârtie, avem un cel mai bun program. Și, sincer, nu avem nicio scuză. Adică trebuie să intrăm în play-off și eu sunt optimist, așa că vom ajunge acolo. Vă reproșați înfrângerea cu voluntari? Pentru că, eu spun sincer, din exterior, mie mi s-a părut un meci în care voi să câștigați, nu neapărat fără probleme, dar aproape sigur. Mă gândeam, n-au cum, că au arătat atâtea meciuri bune cu echipele mari din campionat până acum, voluntari care era... Da, ne-a reproșat multe. Nu ne-a reproșat atât cât ne-a reproșat, de exemplu, egalul de la Vitoru. Da. Un meci pe care, am condus, am avut un penalti clar și am luat un gol stupid pe o neatenția noastră în minutul 90. Adică, ăla cred că e cel mai relevant meci recent pe care dacă câștigam acum eram aproape în play-off. Arbitrajul, cum ți se pare din Liga 1? Pentru că se discută foarte mult și culmea, oricine urmărește știe clar faptul că nu există etapă în care să nu se gafeze incredibil. Spun sincer, nu înțeleg. Nu înțeleg. Sunt mulți arbitri pe care nu înțeleg. Mi se pare că... Tu chiar ai avut acum, mi-aduc aminte, tu chiar ai avut cu Radu Petrescu parcă. Da. Nu i-a spune neapărat conflict, dar cum ți-a zis că nu mai știu exact? Ți-a zis cumva urât? Pușcărie de fotbalist. Așa, ți-a zis că ești pușcărie de fotbalist. Nu e incredibil? A fost o fază ciudată. Eu am intrat pe vorbim de meciul Turcu cu Vitoru. Așa. Când am intrat pe final, am avut o problemă musculară și n-am jucat titular. Și mi-a dat un galben foarte, foarte ușor. S-a mai acumulat un galben la cele trei pe care le aveam sau două. Și stăteai în următoarea meci. Nu stăteam, dar mai rămânea unul. Ah, ok. Și am reacționat și eu destul de urât, să zic. Ce înseamnă urât? Ei zic de ce mi-ai dat, probabil. Da, da, mă rog. Și... Dar ai folosit vreun limbaj la locul lui? Da, dar nu... La adresa lui sau... Da. A, da, deci te asumi și tu că... Acum mi-e foarte greu să spun exact cum am spus. Așa. Nu știu, mai știi ce înseamnă la adresa lui sau... Așa, ok. Și mi-a spus... Să-ți ghiși pușcărie de fotbalist. Da, taci din gură și așa mai departe și asta a fost. Pe urmă, acum în retur, ne-am mai arbitrat la un meci și a venit și a cerut scuze și din punct de vedere am încheiat-o. Dar din câte știu eu, din ce am mai vorbit așa și pe la Clinci, știu că ai fost destul de afectat, adică supărat de chestia asta. Am fost supărat pentru că... Te-a deranjat. Mi se pare că nu e normal să vorbești așa cu nimeni. Cu atât mai puțin cu nimeni, adică cu mine. Adică, ok, nu mai sunt la nivelul la care eram în 2014 sau 2013, dar... Cer respect. Da. Măcar pentru ce ai făcut exact. În cariera ta, înțeleg. Exact, da. Dar zici că v-ați împăcat acum. Da, da, tot în regulă, am discutat. Pe de altă parte, vezi ce se întâmplă, Florin, că nu e un caz izolat. Mai avem și cazul Ișvan Covaci, care îi spune lui Florinel Coman, dispar de aici. Pe de altă parte, uite că iau ce ai spus tu, că nu mai ești cum erai odată, dar ai făcut niște rezultate. El e, poate l-a considerat un copil la început de drum și s-a gândit să-i vorbească ca unui copil. Să-i găsim așa, nu știu. Nu știu, acum e greu să... Să intru în mintea lor și să-mi dau seama ce le găsi, le căutăm scuze. Da, eu pe Ișvan îl știu foarte bine. El e din care eu sunt din satul mare. Eu l-am prins și când era fotbalist în Cadică. Da. Ne știm de foarte mult timp. Părerea mea e unul dintre arbitrii buni de la noi. Dar, într-adevăr, are momentele astea pe care trebuie să le controleze și el e conștient de lucrul ăsta. Noi avem un prieten comun foarte bun și... Se întâmplă să mai fie și momente de genul ăsta. Bun, dar mi se pare așa în general că tot vorbeam de arbitraj, că sunt destui arbitri care reacționează foarte rău la presiune și la momente tensionate. Nu știu. Pare unii dintre ei mi s-au părut chiar că se pierd și nu mai știu ce să facă. Sunt așa parcă debusolați. Zi-mi altceva, că suntem mai să vorbim de echipa națională de tinere, dar vom vorbi și despre seniori. Te mai gândești sincer la echipa națională, având în vedere că acum ai început să joci? Și cum ești la o echipă de play-off? Adică, în mod normal, dacă veți atinge play-off-ul, vei avea numai meciuri cu miză. Da. Ca să spun sincer, da, mă mai gândesc. Adică, din momentul în care am văzut că Mirel Rădoi cumva că jucător de la UTA, de exemplu, da. Care era în acel moment pe poziție de play-off, n-am cum să nu mă gândesc că dacă vom intra și noi în play-off, probabil se va alege un fundaș central între, nu știu eu, Mitrea, Pap, sunt câțiva, Cristea, poate. Văd că te-ai gândit destul de bine. Adică vreau să spun, în mod normal, de fapt nu în mod normal, teoretic la vârsta ta un jucător care totuși a atins performanțe, ai fost la echipa națională, cum spuneam, mai 14 meciuri la echipa națională, ai putea să spui, domnule, mi-am câștigat și banii, nu mă mai omor. Dar tu spui că și pari foarte interesat de echipa națională în continuare.
primul meu gând se duce spre, spre echipa de club și spre performanța acolo. Și cred că asta ar veni automat dacă noi am face performanța asta în primul rând, să intrăm în play-off și poate am face acolo o figură frumoasă și aș avea evoluții bune. N-am cum să nu mă gândesc, pentru că e normal că e normal să aleagă din acele prime 4-5 echipe. A început și repriza a doua. Uite, intră Ciobanu în locul lui Itu. Da. O mutare cumva ofensivă, nu? Da, da, mai ofensivă. Mai ales că Ciobanu nu e cel mai ofensiv jucător, dar are execuție spre deosebire de Itu. Da. Chiar cum ți s-a părut golul lui Ciobanu? Nu? Super. Chiar ce execuție. Super. Da, de, ia zi-mi, sincer, acum, e noroc acolo sau chiar a vrut să dea? Aia, nu putem vorbi de noroc. Ai jucătorii care execută și antrenează loviturile libere, țintesc spre același colț, de obicei, într-o anumită poziție. Stai spre vincul, cam asta e ideea. Și a fost chiar impecabil, impecabil loviturile libere. Crezi că a gândit Mutu această schimbare încă dinaintea meciului? Poate să-l odihnească cumva pe Ciobanu și să se folosească de la, având în vedere că e titular în, în echipa gândită de lumea normal? E posibil, să fie, adică să fie așa, Itu, hai să supraviețuim prima repriză cu Itu și să-l băgăm după aia pe Ciobanu. Nu râde că vă vreau să le... Nu, că nu-l jignim cu nimic pe Itu, Doamne ferește, dar da, a experimentat Ciobanu. Știu că sunt antrenori care gândesc în felul ăsta, da. Da. Adică să supraviețuiască poate un pic un cuvânt prea dur, dar... Da. Nu, să treacă de prima repriză, jucător exact. Care poate când știm că ne putem baza pe el și da, și uite, ești mai diplomatul. Exact, că ești fotbalist și știi ce înseamnă. Da. Da. Da, poate fi, da, poate fi o variantă. Cum se pare Ciobanu? Pentru că spunea Florin Bratu despre el aici la ProSport că din punctul lui de vedere se vorbește mult, mult prea puțin față de valoarea pe care o are și consideră că va fi următorul jucător vândut de viitor. Acum trebuie să-ți mărturisesc că nu l-am văzut, că nu m-am uitat la meciurile viitorului. L-am văzut în meciul cu noi, când ofensiv a fost bun. Da. Defensiv am mai avut ceva probleme. Dar ce am văzut, sigur, la echipa națională a făcut la turneul ăsta final, a avut acel gol care, sigur, a apărut peste tot și prin asta a ieșit foarte mult în evidență. Dar, uite, sunt acolo jucători la curtea viitorului care promit. Da. Hai să intrăm un pic și pe echipa Germaniei, să citesc câteva nume. Să zici ce părere ai ca diferență față de echipa noastră și avem așa, portarul fiind Damen, este considerat, mă rog, presa de la noi a scris că ar fi cel mai slab jucător, este de la Mainz. Normal, nu joacă, dar cotat la 700.000 de euro. David Raum, Greuther Fürth, 3,5 milioane de euro. Schlotter Beck, Union Berlin, 4 milioane de euro. Astea sunt cotele lor de piață în momentul de față. Amos Pieper, Bielefeld, 4,5 milioane. Wagnoman, Hamburg, 4 milioane de euro. Asta e linia de fund și portarul. Deci avem numai jucători peste 3 milioane de euro pe linia de fund. Tu crezi în chestia asta că... poate sunt de valoare apropiată cu noi, dar faptul că se nasc în țări mai civilizate în punct de vedere fotbalistic le crește mai mult cotele? Nu faptul că se nasc, dar faptul că sunt acolo. Asta e clar. 2-0 Olanda, mă anunță colegii din regie, din păcate. Deci e cam clar faptul că olandezii vor câștiga partida cu Ungaria. Suntem obligați să batem Germania. Să vedem cum va gândi Mutu. Sunt sigur că există cineva din stafful lui care îl anunță. Da. Ce se întâmplă. Da, spuneam de echipa Germaniei. Cel mai scump este Riedle Baku de la Wolfsburg, 17 milioane de euro. Da, cotele contează probabil nu știu, în momentul în care vorbim de diferențe mari. Adică dacă vorbim de un jucător de nu știu, un milion și un jucător de 200. 70, cum era la cum vorbim la Naționala Mare. Da. Dar la acest nivel nu cred că contează foarte mult. E 0-0, adică dacă ar fi contat așa mult cotele astea, rezultatul era altul. Deci pe tine până acum nu te-a impresionat atât de mult Germania Under 21? Nu, sigur că vorbind nu ne putem uita chiar de atent la meci. Dar nu. Ne putem face o idee oricum. Da, e relevantă și posesia, adică posesia a fost apropiată cel puțin prima repriză. Sunt, ne putem lua și după caracteristicile astea. Zi-mi de Vlădoiu, pentru că tu l-ai avut coleg la Craiova.
Și îmi spuneai înainte de emisiune că e un jucător care îți place foarte mult. De ce? Îmi place în primul rând că e foarte bine, are calități foarte bune fizice. Că pe lângă faptul că e o talie bună pentru un fundaș lateral, la Craiova, în momentul în care eram eu acolo, adică cu 7-8 luni, da, cred că era pe primul loc la viteză. La viteză din tot lotul? Da, din tot lotul. Și vorbim de bărbuți, adică Ivan, jucători care chiar au viteză. Și e un avantaj mare pentru orice fotbalist, cu atât mai mult pentru un jucător de bandă. Și am văzut că a avut o perioadă în care a jucat. Acum mi se pare că în ultima perioadă nu a jucat la fel de mult, dar nu știu, eu mi-aș dori să-l văd la echipa mare, dar sigur depinde de el și trebuie să joace la Craiova cât mai mult, pentru că cred că pe postul ăsta de fundaș dreapta o să ferim mult de față, în România. E adevărat și dacă ne uităm la Naționala Mare, noi nu avem fundaș de bandă în momentul de față, avem mai improvizații. Da. Asta e cel mai deficitar post, clar, în momentul de față. Tu pe cine ai vedea ca variantă de fundaș dreapta stânga pentru România? Pentru senior, mă refer. Acum, sigur, mă poți acuza de subiectivism, dar... Vreun stelist ceva? Sau de la tine în echipă? Eu îl văd pe bancul pe stânga. Îl vezi? Da. Îl vezi. Nu, de ce să fii subiectiv? Că nu mai ești la Craiova. Nu, faptul că am fost colegi mai mult timp și... am avut o relație bună și... Dar, într-adevăr, și acolo e o discuție, pentru că inclusiv eu am spus că provine din mijlocaș de bandă. Da, dar a jucat la Craiova deja de cât timp tot fundaș stânga? Cred că de vreo 2-3 ani tot joacă. Sigur că de fiecare dată când face o greșeală pe partea defensivă, în general lumea sare în sus și zice că bancul nu e fundaș. Dar asta se întâmplă destul de rar în Liga 1. Sigur, la echipa națională vorbim de alți adversari și e alt nivel. Dar aportul lui ofensiv mi se pare important. Bine, cum spunea și Mutu de Ciobotariu, e imposibil să mă greșești măcar o dată într-un meci. Da, și vezi cum e. În fotbalul de astăzi, parcă cei mai periculoși jucători a unei echipe sunt în bandă, nu neapărat un număr 9 sau un număr 10. Ai tot timpul adversari de genul Sané, care... E imposibil să-l blochezi tot meciul, adică poți să fii oricine. Sau să prinde el o zi foarte proastă, da. Zine de fazele fixe, cum sunt pentru voi, pentru fundaș, pentru că Ciobi a fost acuzat acolo la golul Olandei, dintr-o fază fixă, dintr-un corner, că nu și-a ținut omul, i-au luat fața și Olanda a marcat. Acum depinde. În ultimul timp, de fapt, în ultimii ani, au fost antrenori care au mers pe varianta marcajului în zonă și la cornere, mă refer. Da. Mai ales la cornere. CFR e una dintre echipele care și cu Dan Petrescu preferau genul ăsta de marcaj. Nu om la om. Da, nu om la om. Cred că sunt avantaje și dezavantaje în ambele situații. Mai există o formulă pe care eu, nu știu dacă aș fi antrenor, eu aș prefera-o. Așa. E un mixt. Cum e mixtul ăsta? Cum se face? Mixtul... Ai zone mai mici sau cum? Nu, înseamnă să ai probabil un număr, dacă ai un număr nou, un atacant cu o talie bună pe care să-l ții undeva în zona de 6 metri, liber. Da. Sigur, un om la bară care obligatoriu trebuie să fie acolo și eventual încă un om, de fapt nu eventual. Încă o ocazie mare pentru Germania. A fost ceva? Că parcă s-a oprit. Dar noi n-am auzit fluierul. Cred că a fost... A ieșit mingea. Da. Și încă un om undeva în spatele numărului 9, care la fel să stea fără marcaj. Da. Și acești doi jucători ar fi foarte importanți, pentru că deja jucătorile se marchează fie pe centru, fie pe colțul scurt. Și atunci dacă ai doi jucători buni la cap acolo, chiar dacă n-au neapărat talie foarte mare, știi cum e, la marcajul la om se mai poate întâmpla un blocaj, echipele se studiază unele pe altele, da, vezi cam ce fac adversarii. Da, nu mai e la fel de ușor să dai gol din defensivă. Dar observ că Germania are posesie prelungită, ceea ce nu este bine pentru noi. Da. Schimbă acum partea, să vedem. Din fericire s-a dus în afara terenului. Timpul trece și din păcate suntem în postura, mereu parcă suntem în postura asta în care cea mai mică șansa noastră este doar să câștigăm cu echipe mai puternice. Ar fi fost bună varianta unei egal, cum până la urmă s-a și calificat Naționala de tineret prin golul lui Costache cu Danemarca. Da, oricum,
e abia minutul 54, adică e timp berechet, spui. Nu e nimic pierdut, da. Da, te întreb altceva, tu crezi în teoria asta prin care Germania și Olanda s-au înțeles astfel încât să meargă ambele mai departe pentru că selecționerii lor sunt în relații foarte bune? Nu cred, nu. Pentru că sunt atât de mulți oameni implicați în momentul ăsta, că e foarte greu să controlezi. Să vorbești cu jucătorii, da, exact. Și vorbești cu niște puști, adică nu vorbești cu... Teriști. Da. Nu știu niciodată cine vorbește, unde vorbește. E adevărat și stau și mă gândesc, Florine, până la urmă, interesul tău și sportiv este să nu dai de Olanda mai departe sau să dai de Germania mai departe, nu? Da. Interesul tău este să meargă o echipă mai slab cotată. Da, clar. Mai departe în competiție și asta este România. Da, nu cred. Eu nu cred în aranjamente și în chestii de genul ăsta. Mai ales în fotbalul actual în care se învârt atât de mulți bani încât nu știu ce ar putea să-ți ofere cineva. E prea mare, spui. Da, exact. Ia să vedem România acum spre poarta Germaniei. Cine acolo? Cred că Tomăța, nu? Da. Ia să vedem. Probabil Haruț, dacă vă bine. Mățan din nou în bandă. E bine că avem, da, avem posesia și... Da, uite, asta nu-mi plac deloc pasele înapoi pe care România le tot. De ce râzi? Că mi-aduc aminte așa de... În special perioada Steaua, când jucam în Ghencea, așa. Mi-aduc aminte că dacă deam vreo pas în spate la portar, începea să uide lumea. Da. Și deja am făcut semn așa un... Obicei să nu mai dai în spate. Să cer să, orice ar fi să nu mai dau în spate, mai bine risc un pic și pasez ori fie cu fundaș central, fie un pic... Da, chiar te-ai prins și Ghencea, incredibil. Juca FCSB pe Ghencea, într-adevăr. Da. A fost frumos. Îmi plăcea mereu să joc pe Ghencea. De ce? Avea ceva, da. Ceva special. Da, simțeai că e Steaua, știi? Acolo simțeam că e într-adevăr Steaua. În momentul în care ne-am mutat pe Arena Națională, venea foarte multă lume, dar nu mai era parcă... Nu știu cum farmecul din Ghencea. Același, da, exact, farmecul. Da, tu când erai copil, cu cine țineai? Că nu cred că ai fost elis. Am fost elis, da. Ai fost elis, da? Da, interesant. Da. Deci pentru tine... uite, intră Moruțan în locul lui, cred că Olaru, ia să vedem. Nu, în locul lui Dulca. Deci Moruțan cu Dulca și probabil să fie păstrat ofensivă. La mijloc, nu? Poftim? Probabil va fi păstrat la mijloc, că până acum a jucat în bandă. Chiar a fost destul de criticat Mutu că a jucat cu Moruțan aripă dreaptă. Acum, în mod normal... Așa mi s-a părut că a fost și la FCSBA, era area lui de acțiune. Bine, extremă. Unii spun că ar fi mai bun mijlocaș central ofensiv. Ce părere, la ce calități are tu, cum îl vezi? Nu știu. Hai să-l vedem cum joacă acum. Practic, așa. Na, neavând o super viteză, dacă e să-l compar cu Coman ca și stil de joc și ca și Florinel, te referi. Cu Florinel, da. Atunci, sigur, pare că i s-ar potrivi mai mult număr 10, poziția număr 10. Un fault aici destul dar de dur. Da, e important să simte și el confortabil. Aolo l-a lovit în față destul de tare pe Olaru. Klimowicz. Da, n-am înțeles de ce nu este VAR la campionatul ăsta european. Cine? VAR. Păi nu, că e simplă explicația lor. Au scos VAR-ul înainte de startul competiției cu câteva zile și au spus că au ales asta din cauza coronavirusului să fie cât mai puțin oameni pe stadion. Adică vreo 3-4 oameni sau 5 cât sunt la VAR să nu mai vină. Tare, nu? Da. Cu toate că în 2019 în Italia au avut VAR. Da, știu. Și chiar am beneficiat de deciziile VAR. Ar fi fost bine să fie VAR, ar fi fost lucruri într-adevăr mai liniștite, pentru că noi am avut un penalti neacordat. Da. Sunt tare curios să-l fac pe Moruțan. Moruțan totuși la primul sezon bun cu adevărat la FCSB. Cred că e al patrulea lui sezon. De ce crezi că i-a luat atât de mult să se impună? Mulți vorbesc și despre pregătirea fizică a lui Tommy Neubert, că odată cu venirea lui Neubert, Mana a ajuns la nivelul la care se plece în Italia, Moruțan a devenit unul dintre cei mai buni din campionat. Așa mult contează? Da, foarte mult. Și știindu-l cum lucrează, chiar de-aia te întreb. În pauza de iarnă, când erau plecați în Turcia, am văzut câteva imagini din cantonament și mă gândeam așa, cât de mult contează ce lucrează. Ia să vedem, o fază fixă.
cu România din nou, Ciobanu, oare reușește din nou minunea? Câți metri sunt, Florine? 30? Probabil, dar fiind puțin în unghi, s-ar putea să fie chiar mai mult. Dar chiar mai se mult? Pregătește de un șut. Ia să vedem. După Ciobanu, de la 30. Aoleu. Da. Execuție ratată. Ratată total, da. Ce păcat. Da, bine, oricum era poziție greu de dat la poartă. De ce? Acolo trebuie să dai cu forță mare, nu? Da, și era foarte departe, era și puțin în unghi. Da. A fost un pic prea încrezător. Ce ar trebui să facă România acum? Poate pressing mai sus? Mai agresiv? Da, sigur că na, e și riscant să... Pentru că te descoperi mai bine jos, nu? E să câștigi posesia cât mai sus în teren și atunci nu mai trebuie să treci de trei linii de adversari, dar e și riscant în același timp, că totuși vorbim de Germania, nu de Ungaria. O echipă care își poate profita pe contraatac. E adevărat. Ia să uităm un pic dacă a schimbat mult sistemul. Da, e greu de spus acum, în fază defensivă. Da. Deci Adi Petre izolat sus, rămâne mereu singur. Da, cred că a trecut Măruțan în poziția de număr 10. Exact. Exact ce au cerut toți specialiștii din fotbal, au cerut mult cu insistență să-l vedem pe Măruțan acolo. De unde poate oferi pase. Da, mai e o discuție apropo de treaba asta. Niciodată când o să-l întreb un fotbalist la un interviu ca ziarist, nu o să spună nu mă simt bine pe postul respectiv. Joc unde mă pune mister, să e normal, pentru că vrei să joci. Da. Clar. Dar poate mai dar poate rău să în faci, discuția nu? Unul la unul cu Mutu, poate i-a zis Măruțan, eu mă simt mai bine în bandă și atunci. Uh-huh. Ah, interesant. Poate să fie și o discuție de genul ăsta. Adică de multe ori jucătorul să creadă că e mai bine undeva, de fapt să evolueze mai bine pe altă poziție. Da, e important de se simte el confortabil. Că dacă se simte mai bine el în poziția de extremă dreaptă, e normal să-l folosești acolo ca antrenor, că acolo crezi că va da randamentul cel mai bun. Am văzut mulți jucători, uite, de exemplu, Chaka, dacă ți-a aduce aminte, care a fost la Creva, am fost coleg cu el și la Iași. Mi se părea că are calități pentru număr 10 și juca mijlocaș defensiv, dar se întorcea foarte repede cu mingea. Ce s-a întâmplat oare? E la pământ Pașcanul, dacă nu mă știu. A, intră Drăgușin. Da, interesant. Dar parcă a fost offside. Adică a fost, dar a trecut faza aia cu offside-ul. Intră Drăgușin, desaccentat, e clar desaccentat rău Pașcanul. Ia să vedem de ce. Debutează Radu Drăgușin de la Juventus în minutul 62, probabil maxim 63 va debuta pentru Naționala de Tineret. Totuși, 19 ani este sub vârstă, pentru că restul colegilor au 22-23 de ani. Schimbă și germanii. Ia, sunt tare curios să-l vedem pe Drăgușin și tu, mai ales tu să-l vezi pe Drăgușin, să ne spui ce părere ai. Nu știu dacă se va face schimbarea. Păi se echipa. Mm-hmm. Ori se face acum, ori faza, ori următoarea oprire, se va face această schimbare. Da, uite, intră Drăgușin. Totuși n-am înțeles și-a puțin Pașcana, nu, eu n-am fost atent. Da. Uite ce fizic are. Da, e. E clar, Pașcanul s-a accidentat, nu știm dacă are probleme musculare sau altceva. Deci a ieșit Pașcanul și a intrat Radu Drăgușin la primul său meci la campionatul european pentru Naționala de Tineret. Da, uite ce, apropo de figură și de fizic, ce figură matură are. Are, da. Nu arată 19 ani. Și atenție, 19 ani de-abia împliniți. Adică nu merge pe 20, de-abia a intrat în 19. Drăgușin la balon. Hopa. Hai că l-au băgat în ședință bine în colegii. Da, eram cât pe ce să ieșim din pressing-ul ăsta. Uite că ne descurcăm cu... Ah. Da. Mi se pare că pasează destul de bine pe spații scurte România. Da, cel puțin la faza asta până la urmă ieși bine. Op. Fault. A dat? Sau simulare? S-a dat fault în atac, cred. Ia să vedem. Da, păcat, era... Olaru fault în atac în marginea...
A, nu, nu e fond. L-am văzut. A, deci a luat Ciobanu mingea în mână. Liber, da. Darius Solaru, ia să vedem. Muruțan a scăpat mingea aici. A fost. Da, foul clar. Clar. Foul clar. Chiar în marginea careului, cât sunt? 17-18 metri acolo. Da, e poziție foarte bună. Poate puțin prea aproape. Există și situația. Pentru că nu care... se poate ridica da, peste zid. Nu mai are timp mingea să coboare. Și de mod asta ce părere cu omul care să stea? E o invenție 2020, cred. Așa. A fost și Barcelona. Din nou Ciobanu, să vedem dacă va reuși. Ce ar însemna acum un gol în minutul 65 din partea lui Ciobanu din lovitură liberă din nou. Deci tu spui că de aici e destul de greu de da, este mai greu să coboare lângă zid? Nu știu. Pe sub zid, probabil, dar nu în situația în care se pune cineva acolo. Culcat. Să vedem totuși. Hai să vedem. E un executant bun, adică... A dat pe portar. A încercat să dea totuși peste zi și să cade și mingea în poartă, dar n-a mai avut tărie mingea. Și a fost și destul de central. Dar care e poziția perfectă pentru Victor Ribeiro? Undeva la 20 de metri? Cam așa, da. Sau poate... Da, 20. Am respins o mingie din care o nostru și acum plecăm pe contraatac. Ia să vedem. Nu, din păcate pierdem posesia, dar nemții faultează. Ce simți așa? Pentru că ești jucător, ești fotbalist. Din joc ce simți? Putem să dăm un gol? Da, mi se pare că se poate întâmpla orice încă. Nu mi se pare Germania... Deci n-ai sentimentul ăla că deja nu mai avem nicio șansă? Nu, nici vorba, mai ales că... am fost plăcut surprins, sincer, de meciul cu Ungaria, chiar dacă a fost cu un om în minus, Ungaria. Da. Știi, când te aperi pe două linii, nu e ușor să desfaci o apărare și să dai două goluri și mi-a plăcut lucrul ăsta. Adică asta înseamnă că avem totuși o echipă solidă și nu... Încă se poate întâmpla orice, asta e clar. Din nou, Germania aproape de care un nostru. Da, o deposedare bună aici. Dar nu reușim să ne desprindem, din păcate. Da, pare un joc destul de... Încălcit. Încălcit și... Mingea e când într-o când la o poartă, când la cealaltă. Petre mi se pare foarte izolat și nici nu coboară să-și ceară mingi. Ce părere ai? Da... Știi cum e, un atacant în primul rând trebuie să... A, e faul clar aici, l-a călcat. Da, nu știu dacă mi-a dat și un galben, că merita oricum. A luat galben. A luat? Da. În primul rând, ca atacant trebuie să... Știu antrenori care cer atacanților să nu coboare mai jos de semicerc. Da. De, mă refer la centrul terenului. Da, da, da. Și nici în lateral. Adică rolul unui atacant trebuie să fie de multe ori și să țină fundaș central cât mai, cât mai aproape, să creeze spații pentru ceilalți jucători. Cine a pierdut mingea acolo, Muruțan? N-am văzut bine. Germania din nou spre care e un nostru în banda dreaptă. O greșeală acum ce bine au dat mingea în alt. Da, nu, clar, nu au posesia olandezilor, asta e clar. Da. Sunt și destul de precipitați. Sunt, într-adevăr. Adică să vezi la Germania pase direct în out, mingi trimis aiurea, mai rar. Însă, cum spuneai și tu, e diferență mare între tineret și seniori. Da, da, da. Și asta cred că este cel mai bun exemplu. Pentru că a trecut ceva timp de la... 2 ani? De la... 2019 a fost. Da, Italia. De la ultimul turneu. În semifinale ne-au bătut 4-2 atunci. Și nu putem vorbi de niciun jucător de la tinere care să fie impus la echipa națională. Dar atenție, pe de altă parte, ei cum au ceva bun, trimit la seniori. Nu există să-i lase să... Că știi că spunea Mirel Rădoi că dacă nu era turneul final, lua mai mulți jucători de la tineret. Chiar a fost deranjat și Bogdan Stelea, spunea că nu trebuie să existe tineretul, trebuie să existe doar seniorii. Însă la Germania, Franța, Italia, mă rog, Spania și alte echipe de genul acesta, cum apare un jucător bun, indiferent care are 17, 18, 20 de ani, este luat la senior dacă performează? Da, e adevărat. Acum depinde și de strategie. Noi nici nu avem, dacă ar fi un jucător
gen Drăgușin, da? Dacă acum în momentul ăsta ar fi titular la Juventus și ar juca meci de meci, poți să fii sigur că ar fi chemat la Naționala Mare. Dar uite o situație interesantă aici, faultează Ciopotariu, ia galben și în cazul în care România merge mai departe, va rata următorul meci și în ideea în care Pașcanu a ieșit accidentat. Da. Și eu și o lovitură liberă destul periculoasă. De periculoasă. Ia să vedem pe cine mai are pe... mai e Kindriș. Ar fi un Drăgușin Kindriș pentru următorul meci dacă România s-ar califica. Ar fi păcat să se termine 0-0. Stau și mă gândesc că... Știi cum e? Nici nu te-au bătut, dar tot nu te-ai calificat. Parcă e mai dureros. Cred că indiferent de ce se va întâmpla la meciul acesta, poate să fie mândri de ce au realizat până acum. Asta clar. Și e clar că au jucat de la egal. Probabil ai bătut echipa de nivelul tău, să spunem cumva, ai remizat cu o echipă superioară, Olanda, penalti. 11 metri? Penalti pentru Germania, incredibil. Hens. Nu înțeleg ce s-a flerat. Bine. Stai să vedem, vom vedea imediat. Hens clar la Petre și incredibil, uite ce face. A desfăcut cotul, a dezlipit cotul, nu înțeleg ce a făcut chestia asta. Da. Și au și... uluitor. N-au sărit bine în zid. S-a produs acolo un spațiu. S-a produs spațiu și el a vrut să acopere acel spațiu, probabil. Cu mâna, da. Incredibil. Păcat. Mare păcat. Lucrurile se complică mai mult ca sigur Germania va marca. Bine, să sperăm că nu va marca, dar șansele sunt foarte mici. Și asta înseamnă că România ar trebui să-i marcheze Germaniei 2 goluri. Incredibil ce face Adi Petre. Introdus în teren din primul minut de Adi Mutu din lipsă de variante pentru că Ganea este suspendat. Mehha este cel cel care va executa. Hai Vlad, să sperăm că poți să faci o minune. Execută și... apără! Incredibil! Apără Vlad! Uluitor! Uite, exact ce lăudai, nu l-ai lăudat deja. Extraordinar! Cred că a fost bară, dar s-ar putea să fie atins mingea, nu? Ține... Eu am văzut că a scos mingea. Vom vedea la reluare. Cert este că nemții nu marchează de la punctul cu VAR. Este în continuare 0-0. România are în continuare șanse de calificare dacă marchează. Da, și e un moment... Da, ai dreptate, este bară. E un moment psihologic important. Crezi că nemții cad din punct de vedere psihic în acest moment? Se poate întâmpla, da. Deci, Lucas Mehha, 8 milioane de euro de la Anderlecht. Valorează și a ratat... de la punctul cu VAR. Ce noroc avem, incredibil. O fi norocul lui Mutu. Da, bine, și să iei, să primești un penalti în felul ăsta, poți să însemne ghinion. Stai un pic, acum hai să nu încerca să-l scuzi. Nu, doar că... E o greșeală a atacantului nostru. E o greșeală? Tu ai făcut vreodată la zid vreo chestie genul ăsta să simți... Adică e posibil să o faci instinctiv, să simți nevoia să nu poți să te controlezi să... Eu nu. Mai degrabă un hands să te ferești, că acum nu mai e voie nici să faci așa. Să-ți ferești mâna, da, nu mai e voie să-ți ferești fața. Dar am făcut un hands așa. Da, așa, mă rog, mie, eu n-aș fi dat hands. Că ți-ai ferit fața? Da, eram la Iași și eram, cred că era al treilea meci după ce am avut acea fractură de piramidă nazală. Da. Un meci la Bătoșani în care, cred că a fost chiar Burcă, era încă la Bătoșani. O fază la noi în careu, foarfecă, și în momentul respectiv am mers așa, am ridicat brațul ca să nu mă lovească nici cu piciorul sau cu mingea în nas și a dat arbitru penalt. Hai să vedem, că spui că e un moment psihologic bun, să vedem dacă vor reuși românii să profite de această a doua șansă pe care o primesc. Germania au ratat de la punctul cu VAR, după un hands făcut de Hadi Petre, cum spuneam. Să nu-i enerveze mai rău, să vină peste noi. Ia să vedem. Au început cu mingi lungi, asta e bine. Da, a fost o pasă bună totuși. În adâncime a văzut acel spațiu acolo. Da, din păcate, uite că nu reușim să profităm.
Să păstrăm posesia. Uite, din unghiul ăla am crezut că a scos-o Vlad, dar într-adevăr a lovit bar. Bine, vezi ce ușor e să stai așa la... A, uite, e 4-1 pentru Olanda. Bine, nu știu ce speram noi să scoată Ungaria vreun rezultat cu Olanda, să fim serioși. Da, Olanda, cel puțin... Ca posiție mi s-a părut mai bună Olanda. Decât Germania, da. Olanda, da. Pare un adversar mai bun. Intrăm în ultimul sfert de oră și vreau să te întreb, crezi că Adimutul va mai schimba ceva? Ce părere? Sau e nevoie să mai schimbe ceva? Da, eu zic că e nevoie să mai facă ceva schimbări. Sigur că dacă Gania e suspendat... Păi spun care ar fi variantele care sunt... Nu știu ce variantă ar fi avea acolo, da. Ar fi Octavian Popescu de la FCSB, ofensiv. Și cam atât. Ce bine a scos Vlad aici. Da, singura variantă ar fi Octavian Popescu. Da, care din nou nu poate juca în poziție de număr 9. Nu, și pare vorba aia. Diferența de vârstă este foarte mare. Însă, cine știe? Da. Adică e chiar singura variantă ofensivă pe care Mutu o mai are. Pentru că să nu uităm, Adi Petre are și un cartonaș galben. Poate oricând să fie eliminat. Au greșit acum nemții, au avut două pase bune, dar pasa finală în care unul nostru a fost trimis în afară. Da, din nou, aveam posesia și a fost o greșeală acolo pe construcție. Ar fi bine să evităm. Ce bine a scos Vlad aici, bine avea un fundaș. Da, a fost foarte greu pentru era că ciobotanul. Era și masca puțin. Probabil că scot... Uite, exact ce vorbeam, a intrat Popescu în locul lui Petre. Deci joacă vârf. Probabil că joacă ultima șansă. Da. Păi altcineva, cine ar putea să fie vârf? Cred că el e cel mai apropiat de postul ăsta dintre cei de pe teren. Da, probabil că da. Da, nu cred că... Bine, să vedem, nu poți să știi. Mai sunt 15 minute, mai mult sau mai puțin. Da, e important că stăm totuși în 0-0 încă, după tot ce s-a întâmplat. Vreau să spun că exact ce spuneai și tu. Chiar și în cazul în care nu vor merge mai departe, se termină 0-0, cred că a fost un european bun al României, cu victorie cu Ungaria, remiză cu Germania și Olanda. Până la urmă vorbim de echipe cu totul alt fotbal, care provin din alte lumi fotbalistice. Da, e un mare plus faptul că, uite, avem două calificări consecutive la un turneu final, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Nu s-a mai întâmplat și... În 2019 a fost prima calificare după nu mai știu cât timp, exact. 30 de ani. După adică asta e un semnal ultima pozitiv. Ultima fusese 98 cu Pițurcă. Dar atunci mi se pare că ne-am calificat automat sau nu. Nu mai țin minte, sincer. Am fost organizator sau ceva. Da, nu mai țin minte. Da, am fost organizator, așa este, ai dreptate. Da. Deci asta este un lucru foarte important, că ne-am calificat, asta deja e o performanță foarte bună. Și sigur că, da, exact așa cum ai spus, vorbim de Olanda și Germania și chiar și Ungaria, care, sincer, investește mult, mult mai mult în fotbal decât investim. E adevărat, dar pe tine te-a impresionat în vreun fel ungurii, sincer, nu, acum? Nu, chiar nu m-a impresionat deloc. Mi se pare că noi ne-am făcut meciul greu și cu Ungaria. Da, sigur. Ia să vedem acum, România poate pleca pe contraatac. Mingea în banda stângă. Da, pierdem posesia, din păcate. Ah, ba nu, revine acum Olaru, dacă nu mă înșel? Da. Da, ține, mi se pare că ține prea mult de minge Darius Olaru. Ce părere ai, Florin? Da, totuși, parcă simt totul rație în plus la România. Parcă au început să apese pedala. Păi au fost câteva minute în care Germania cam dominat și n-am reușit să ieșim din jumătatea proprie. Da, uite că nu reușim să... Să intrăm în careu. Da, să intrăm în careu și să spargem linia defensivă. Ce trebuie să facă Florin în România, din punctul tău de vedere, în aceste minute? Dacă tu ai fi la marginea terenului în locul lui Mutu, ce indicații le-ai da? Păi, acum ar trebui să-și asume mai multe riscuri, probabil, și la fel cum vorbeam câteva minute,
Atunci să încerci un pressing. Un pressing avansat, să nu mai... Să adică nu le mai cedeze posesia, pentru că trece timpul și neavând mingea, nu mai ai cum să dai gol. Da, din nou Germania vine peste noi. Da, uite, ca o comparație, sigur, Ungaria era și cu un jucător în minus, dar da. Am dominat finalul de joc cu Ungaria, dar nu reușim să punem prea mari probleme. Și nici nu prea am avut ocazii, în afară de acea bară. Iată, nu ne-a creat ocazia astăzi. Păi cred că a fost singura ocazie clară în bara lui Mățan din prima repriză. Dar pierdem destul de ușor mingea. Da, și nu reușim să punem prea mari probleme. Uite că greșesc. Da, nu, clar, din punctul meu de vedere, Germania nu a impresionat cu nimic astăzi. Ok, ajung mai ușor la poartă, dar diferența nu este nici pe departe, cum spuneai și tu, cea care a fost la seniori. Nu, și nici nu prea are cum să fie. În momentul în care ajungi la un euro... Mărțan pe stânga acum, ia să vedem, încearcă o incursiune. Este trântit la pământ de fundașul drept al nemților. Da, pare că nu găsim soluții deloc. În momentul în care avem posesia, mai multe acțiuni de genul ăsta individuale, dar nu reușim să facem mare lucru. Da, îți mai spun ceva. Și în meciul cu Ungaria ne-am chinuit foarte mult până spre final. Mățan a făcut, din punctul meu de vedere, un meci slab, după care a marcat printr-o acțiune proprie și a dat și pasă de gol pentru Pașcanu. Da, adică s-au schimbat lucrurile în 10-15 minute. Da, în momentul în care ai un genul ăla de meci în care echipa adversă joacă cu un om în minus și se apără, ai posesia, trebuie să găsești spații, trebuie să-ți creezi ocazii și poate pierzi 5 mingi până o dai pe a șasea care e pasă de gol. Și atunci poți să-ți dea impresia asta că un jucător a face un meci slab în momentul ăla. Face Germania o nouă schimbare. Iese Baku. De la Wolfsburg, 17 milioane și intre Jacobs. Ia să vedem. Da, fundaș. E clar, nemții vor să închidă jocul. A intrat acest Ismail Jacobs de la Köln, fundaș în vârstă de 21 de ani. Mai zici ceva, Florine, se închide Germania cu tine, vezi? Da, e oarecum normal. Este, într-adevăr, pentru că, până la urmă, important e să mergi mai departe. Da. Hai să vedem. Poate vom reuși să avem posiția mai mult. Aici au încercat românii să schimbe partea. Da, găsim foarte greu spații, așa mi se pare, găsim foarte greu. Asta dat pentru că nu facem noi un joc bun sau stau germanii foarte bine în teren? Cred că ambele. Nu prea le oferă culoare, nu se joacă vertical. Chiar și din jumătatea probei pare să avem probleme să ieșim cu minge pe jos. Deci singura șansă pe care o avem este o execuție a unui dintre fotbaliști, poate de la depărtare, să surprindă portarul mai curând. Da. Ia să vedem. Fault acolo. Hands. Ce fizic are Drăgușini. E mai mare decât nemții. Da. Eu spun sincer că sunt fan Radu Drăgușin, pentru că, în primul rând, mi se pare că are fizic de fotbalist. În al doilea rând, înțeleg că este și foarte, foarte concentrat pe cariera lui. Este foarte atent la alimentație, la nutriție. Păi, dacă n-a fost până acum, ar trebui să fie de acum înainte, pentru că trăiește visul probabil oricărui copil din lumea asta. Așa este. Să fii coleg cu Cristiano Ronaldo nu e la îndemână oricui. România în careu, Germania nouă. Oh, păcat. Păcat, a fost o acțiune bună și în sfârșit am ajuns în careu. România am recuperat însă
balonul. Un călcâi al lui Mățan pentru Popescu, din păcate nu reușim. Mingea Angelino la mijlocul terenului. În continuare în posesia României însă. Da, spunea Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, că în acest moment Drăgușin are strata lipos 7%. Ce înseamnă asta? Manea lăuda, spunea că e foarte bine. Da, e foarte bine. E bine, da. Asta e clar. Dar nu e foarte, foarte relevant, să zic. Adică... Bine, zi asta lui Zicu, că îți dădea gol în orice poziție, exact. Și cred că avea 17%. Chiar de asta spun, dar e important. Adică sunt lucruri la care o echipă de nivelul Juventus se ține cont de asta. Da. Adică mi-aduc aminte când am ajuns în Premier League, da, cât de mare atenție se punea pe detalii, fel și fel de detalii. Adică, bine, nu cred că aveai tu probleme cu... Nu, dar mă refer pur și simplu la niște chestii de genul... am avut o perioadă, cel puțin la început, primele 6 luni, în care eram testați dimineața când ajungeam la stadion, să vadă cât de hidratați suntem. Ah, ce a scăpat acolo Mingi. A cerut un penalti, dar nu prea. Cred că Olaru a fost acolo. Nu prea a părut a fi mare lucru. Da, asta spuneam. Adică făceam un test de urină în fiecare dimineață, timp de 6 luni. Incredibil. Și îmi aduc aminte și acum cum veneam, aveam interni. Da. Internship, erau studenți care veneau de facultate, erau angajați de club și îmi punea sticla de apă. Bea, că nu bei destul. Bea apă. Adică sunt detalii foarte importante. E știință deja. Fotbalul cu adevărat profesionist de la nivel mare este știință. Stăm din nou în atac, în banda stângă. O centrare acum în care... Nu a fost la centrare deloc. Dar uite că nemții îndepărtează balonul. Drăgușin. A încercat bine. Păcat că n-a reușit să țină mingea pe gazon. Da, pare că am reușit să mai punem o oarecare presiune, dar fără prea mult pericol. Și puțin cam târziu, parcă, dacă am fi început măcar așa repriza a doua. Da. Asta mi se pare că e o problemă a jucătorilor români. Doar când simt cuțitul la os încep să joace cu adevărat agresiv și să meargă peste adversar. De ce e chestia asta, Florin? De ce crezi chestia asta? Nu știu dacă e neapărat doar la noi sau e și la alții. E greu de explicat. E o chestie foarte greu de explicat. Bine, poate fi vorba și de antrenorul, de ceea ce cere antrenorul, că poate antrenorul spune calm. Uite, am trăit-o așa, din nou sezonul ăsta la Clinceni. Da. Și am ajuns la 32 de ani și am văzut multe și tot mi-e greu să-mi explic de ce. Fără să ne spună antrenorul, în momentul în care avem 1-0, eram puțin... Nu că vă relaxați, dar parcă nu mai mergeți atât de tare peste adversar. Da, e, nu știu, instinctul ăla de conservare. Exact, nu e o chestie vorbită, e mai degrabă instinctivă. Și în momentul în care ești condus, asta e, riști mai mult, pentru că nu mai ai nimic de pierdut, știi, ceva de genul. Da, da. Și acum genul ăsta de meci în care nu știi efectiv ce rezultat e favorabil. Nu poți nici să riști din primul minut, pentru că poți să pierzi meciul și atunci pierzi tot. Joci cât poți la egal, vezi dincolo la Olanda că e... E 5-1 la Olanda cu Ungaria. Da, vezi că te dezavantajează rezultatul, pe urmă poate încerci să ataci. Da, e un meci greu de gestionat. Și asta împotriva Germaniei totuși, nu vorbim de un adversar slab. Da, mai sunt 2 minute, mă rog, plus prelungiri. România este obligată să câștige acest meci, cum spuneam, casă. Ce pasă, pasă bună! O incredibil acum. Ah! Păcat. Mare păcat. Chiar a fost. Mereu sunt primi exact când trebuie nemții. Pasa a fost foarte bună. Acum nemții sunt pe... Offside. Nu? Nu a fost. Dar, din fericire, Vlad... ai ținut mingea. Din nou posesie pentru nemți după greșeala noastră. Fault aici, nu? Da. Păcat, pierdem secunde prețioase acum. Vladoiu, favoritul tău, a băgat mâna în gât. Ar trebui și ajutorul divinității deja, e cam târziu. Da, nici jocul nu prea
E de speranța că se mai poate întâmpla ceva. Echipa noastră a încercat, a depus efort, dar se pare că nu... Germania nu e echipă ca... Ia să vedem acum o fază fixă pentru nemți. O lovitură. Câți metri stă acolo stânga? 25? Da. Bară, bară transversară. Da, totuși Germania merita să câștige astăzi. Da, per total. Și au creat ocazia, au avut și acel penalti. Acel penalti, într-adevăr. Și noi nu prea am pus probleme. Noi am, practic am lovit bară o singură dată și asta a fost tot. Deci e 2-1 la bară pentru Germania, să spunem așa. Ia să vedem. Șut peste poarta nemților. Repune Vlad. Destul de emoționat și selecționerul german. Nu e chiar atât de relaxat. România pleacă din nou cu construcție din careul propriu. Ce părere ai de stilul ăsta de a pleca construcția de jos? Mi-a plăcut mereu genul ăsta de fotbal. Acum, cred că e cu atât mai important să... 4 minute de prelungire în favoarea României. E cu atât mai important să faci lucrul ăsta la tineret. Pentru că, în primul rând, vrei să crești fotbaliști. Adică să-i înveți așa, spun. Da, da, da. Și trebuie să-i pregătești pentru fotbalul mare. Că, de fapt, fotbalul mare asta înseamnă. Corner pentru Germania. Un joc cu construcție care pornește la portar. Chiar și acel stereotip despre care se vorbea cu 20 de ani în Premier League. Cu minge lungă. Vedem acum, nu știu, de exemplu, britanic. Mă uitam acel meci memorabil Liverpool cu Barcelona. Cât de bine pasa Liverpool și cât de... Bine, ăla nu este britanic la Liverpool, actualul Liverpool. Nu, dar nici nu prea mai e vreo... Sunt puține echipe așa care se zici că mai joacă stilul poate britanic. Poate prin Championship sau mai păstrat, exact. Sunt atât de cosmopolite echipele în lume că nu pot să mai spui că există stilul nemțesc, stilul spaniol, stilul britanic. Da, o nouă schimbare în minutul 90 pentru Germania. Corner în Germania. Da, după cum văd, uite, preferă să se apere în zonă și la cornere. Alimuto. Bravo, Vladoiu, nu? Da. Dar e out pentru Germania. Dar nu se mai grăbesc nemții. Asta clar. E clar că... Am intrat în al doilea minut de prelungire în cele 4 arătate. Dar cum pare că putem să avem și noi o șansă să pierdem, din păcate, mingea, uite și aici. Da, joacă curajos oricum Germania. Rămân sus în pressing. Nu prea ne... Poate chiar asta incomodează România, faptul că... Asta e clar. Și uite că nu reușim să ieșim din jumătatea apropie deja de ceva timp. Stau foarte sus, joacă agresiv. Fac presiune imediat în jurul mingii. Da, Morțan pierde mingea la mijlocul terenului. Exact de ce se vorbea recent de atitudinea lui Popescu. Uite, foarte agresiv cu arbitru aici. Din nou posesia Germaniei. Mingea aruncată spre careul nostru, dar respinsă. Din păcate, va trebui să avem din nou, se pare, acel discurs cu România nu s-a făcut de râs și trebuie să-i mulțumim și cu asta, știi? Da, bine, adevărul e că nu s-a prezentat rău echipa, asta e adevărul. La desfărța Vladoiu pe decarul Germaniei. Da, Naționala Tineret arăta bine în multe momente și am avut totuși doi adversari foarte puternici.
Dacă ar fi să nominalizezi un jucător care ți s-a părut cel mai bun din echipa României, care ar fi acela? La acest turneu? Da. Cred că și Vlad a făcut un turneu bun, portarul. Da, da, chiar, da, da, chiar a făcut un turneu foarte bun. Aș spune totuși Mățan. Mățan? Da. Deci Vlad și Mățan. Da. Da, deja am depășit minutele de prelungire, iar posesia este în continuare în favoarea Germaniei. Bine, acum pasează la portar, așteaptă să fluiere arbitrul finalul partidei. Cine bebe că... Da, finalul meciului, din păcate, România nu merge mai departe. Și suntem alături de Florin Prunea. Bună seara! Florin, cum ți se pare? Din păcate, trebuie să avem aceeași discurs de genul România nu s-a făcut de râs, hai că a fost bine, dar nu merge mai departe. 0-0 cu Germania, 1-1 cu Olanda și 2-1 cu Ungaria sunt rezultatele României de la acest turneu final. Care sunt concluziile tale, Florin? Eu felicit echipa, îi felicit pe băieți. Sigur că ne doream cu toții să mergem mai departe, dar n-a trebuit să supralicităm foarte mult acest turneu final de tineret. Este o cărămidă la construcția unor jucători. Fie că vorbim de noi, de nemți, de olandezi, de Ungaria, sigur. Olanda și-a făcut treaba, a câștigat 6-1, s-a văzut că a fost o diferență și la meciul cu noi destul de mare, da, între noi și olandezi, la acest nivel. Dar una peste alta, viitorul nu se anunță rău și trebuie să avem grijă de acești copii. Deci tu spui că parcă românii și-au pus prea multe speranțe în această națională de tineret, nefiind o competiție atât de importantă la nivel european, mă rog, poate și din lipsa rezultatelor de la seniori. Corect, așa este. Așa este. Important este că au simțit ce înseamnă un turneu final de junior. Eu personal cred că generația cealaltă mi s-a părut mai bună decât cea de generația aceasta. Acum este important cum avem grijă de acești copii. Da. Pentru că din generația trecută ați văzut că foarte puțin dintre ei au reușit după un turneu final să se impună. Dar aici sunt jucători cu experiență. Olaru, care confirmă, eu știu, Morutan, n-am înțeles de ce băiatul ăsta nu a jucat titular. Pentru mine este o enigmă. Poate l-a odihnit? Nu știu, întreb. Din punctul meu de vedere, este în primii 5 jucători din Liga 1. Nu pot să înțeleg decizia Mamutu. Da, dar pe de altă parte, Florine, nici n-a rupt gura târgului, trebuie să spunem și asta, la acest turneu final. Este un jucător, Victor, care în orice moment face diferența. Asta dacă vrei să bați Germania, eu cred că trebuie să joci titular cu Morosan. Zi-mi... Este părerea mea, nu mai spun și Cioban. Da. Zi-mi cum ți s-a părut. Au fost doi jucători, practic sunt jucătorii, care confirmă, care au jucat și în jocurile trecute bine. Chiar nu pot să înțeleg. Dar în fine, contează mai puțin. Important este că este o experiență extraordinară pentru un jucător tineri, un turneu final, fie că vorbim chiar și de junior, chiar și de U21. Acum depinde să vedem fiecare dintre ei cum gestionează. Într-adevăr. Portarul Vlad, cum ți s-a părut? Vlad, un câștig real, cred eu. Da. Ușor, ușor, cred că va face și el pasul spre echipa mare. Asta vreau să te întreb. Îl simți că poate avea stofă pentru seniori, pentru naționala seniorilor? Da. Eu cred că da. Este un portar care apără titular la FCSB. Este un portar care a crescut fantastic de mult în ultimul an. Da. Și l-am văzut la acest turneu final. Nimica, făcând o comparație între el, am văzut meciul din seara asta. Am văzut portarul Germaniei. Da.
diferență mare între portarul României, cred eu, și portarul Germaniei. Da, mă. Și asta un plus pentru noi. Adică mai bun Vlad, spui. 100%. Da. Florine, dă-i o notă. Te rog, scuză-mă. De asta zic că este o experiență extraordinară. Nu trebuie să fie nimeni supărat. Chiar dacă am fost extrem de aproape de o performanță la nivelul ăsta de vârstă mare față de ce reprezentăm noi în Europa. Locul 37 în clasamentul FIFA, sau cât suntem acum noi. Da. Asta arată că fotbalul românesc, Victor, fotbalul românesc produce în continuare, în ciuda greutăților care sunt. Producem, dar probabil, cu frâna de mână trasă, adică dacă și în condițiile astea producem, cum spui tu, probabil că dacă lucrurile s-ar face corect, am avea și noi naționale foarte puternice, nu puternice. Corect. Așa este. Da. Dă-i, te rog, o notă per total lui Adrian Mutu, antrenorului Adrian Mutu, pentru cum a gestionat acest turneu final. Domnule, eu cred că trebuie în primul rând felicitat. La fel și cum jucătorii trebuie felicitați și nu trebuie să fim supărați. Este un antrenor tânăr, un antrenor la început de drum, sigur că nu a confirmat nici în competiția internă, nici, dar până la urmă este un început și pentru el. Dar eu cred că jucătorii au ce să învețe de la Adrianu. Am înțeles. Bun. Florin, îți mulțumim mult pentru intervenție și îți doresc o seară bună. Numai bine, asemenea. Da. Florin, revin la Florin. Ești dezamăgit de faptul că România nu a mers mai departe sau consider că totuși, cum spunea și Florin Prunea, trebuie să învățăm și să ne declarăm fericiți că până la urmă România nu a pierdut? Da, de acord într-o oarecare măsură. Dezamăgit nu sunt. Cred până la urmă n-a fost umiliți, n-am luat multe. Nu, echipa României s-a prezentat bine. La fel cum am zis mai devreme, e important că am ajuns la un turneu final. Acum, vorbim de Germania, de Olanda, se putea și mai bine, asta e clar, dar, per total, nu cred că meritam să ne calificăm, ținând cont de cum a decurs meciul ăsta cu Germania. Ați vrea că am avut o singură ocazie ce să mai discutăm. Da. Sunt în lucruri pozitive, la fel cum a zis și domnul Prune, trebuie să avem grijă, cred că, de ei, de generația asta, la fel cum va trebui să facem și cu generațiile următoare. Este alături de noi antrenorul celor de la CFR Cluj, Edi Iordănescu. Bună seara, mister, îți mulțumesc că ai acceptat să dialogăm. Cum ți s-a părut partida României cu Germania? Bună seara și cu drag, oricând. Ce pot să spun? Eu n-aș analiza numai acest joc, eu aș analiza tot contextul și pot să spun că sunt multe lucruri pozitive. În primul rând, ne bucurăm din nou de o generație talentată și eu când vorbesc de o generație talentată, mă gândesc și la cei care au făcut deja pasul câte prima reprezentativă, dar sunt în continuare eligibili. Da. O generație cu potențial, o generație de care trebuie să avem grijă, care ne-a adus al doilea, în turneu la rând consecutiv la un european și asta este îmbucurător. Am auzit sigur și voci care au spus că nu este supraevaluată această competiție. Sigur, eu respect părerea oricui, dar asta nu înseamnă că trebuie și de acord. Este o experiență extraordinară pentru acești jucători foarte tineri, pentru acești copii. Dacă în trecut le priveam la televizor și nu ne apropiam de astfel de competiție, acum lucrurile astea s-au repetat și este îmbucurător, pentru că acești jucători sunt în continuare într-un proces de dezvoltare, de formare. Nu sunt încă definiți, au arătat mult potențial, să sperăm că vor avea continuitatea necesară ca să devină jucători valoroși, certitudini. Iar astfel de momente, cu siguranță că îi strânge, îi unește, le dă experiență, le dă încredere și ținând cont și de felul cum am ieșit din acest turneu final, în sensul în care nu am pierdut niciun loc, trebuie să ne dea tuturor încredere pentru viitor și să ne dăm susținere și ajutorul necesar pentru a progresa în continuare. Mister, voi, cei de la CFR, ați avut, cel puțin această seară, trei jucători pe teren, e vorba de Itu, Ciobotariu și Pașcanu, mă rog, împrumutat, dar aparține voi. Te-aș întreba dacă ești tu personal, ca antrenor al lor, mulțumit de ce ai văzut la ei în această seară.
dublu, pentru că odată ca și suporter echipei naționale am fost interesat și de, sigur, participarea, evoluția băieților noștri care ne-au reprezentat acest turneu și eu spun că au făcut-o bine. Îmi pare rău pentru Costache, pentru că ghinionul a făcut-o să fie departe de acest moment și știu cât de tare a suferit și l-ar fi dorit, l-ar fi meritat, pentru că a fost una dintre prezentele constante și a dus aportul pentru calificare, dar și pentru ei este o experiență, este o experiență bună, la fel cum spun eu că este și pentru Adi Mutu și staff-ul lui. Eu de când a venit, fratele meu au fost de susținere, este un fost mare fotbalist care știe ce înseamnă echipa națională și eu spun că a trecut și el un test important, pentru că sunt sigur că foarte mulți ochi au fost pe el și a pus și el o fundație bună pentru, să sperăm, o carieră frumoasă la rândul lui. Deci, din punctul tău de vedere, România pleacă din acest turneu final cu capul sus? Eu spun că da. Și dacă, cum am spus, cum am început, jucătorii care în continuare erau eligibili și sunt nume importante, nu o să-i nominalizez acum pentru că îi știm deja cu toții, oricare dintre ei ar fi dat valoare echipei. Au lipsit piese importante și cred că atunci când tragem linie sunt foarte multe lucruri pozitive. Cu toții ne-am fi dorit ca românii, înainte de toate, ca cazul meu, om implicat în fenomen, ca echipa să meargă mai departe. Dar totuși a ieșit onorabil împotriva unor adversari deloc de neglijat și mă gândesc în special la Olanda și, bineînțeles, și la adversara noastră din seara asta, la Germania. Am știut să suferim în jocul de astăzi, am avut și o oportunitate foarte bună pe începutul lor, care ar fi putut să dea situații jocului, din păcate n-a intrat, dar trebuie să recunoaștem că și adversarii noștri au avut situațiile lor. Dar echipa a arătat dorință. Eu mai remarc faptul că la această generație am identificat ce am văzut și la câțiva dintre băieții care ne-au reprezentat la turneu trecut și deja nu mai sunt eligibili. Am văzut personalitate, am văzut caracter, am văzut dorință, am văzut chiar și orgoliul ăla de care avem nevoie, cel constructiv, pozitiv, cel care arată, nu știu, așa dorința de a câștiga, de a te bate cu orice adversar, de a nu te considera inferior adversarului. Și în jurul acestei calități și aceste deprinderi trebuie toți să strângem rândurile, să construim în viitor. E adevărat. Bun. Mister, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi și îți doresc o seară frumoasă în continuare. Cu drag și baftă echipei naționale în joc. E adevărat. Doamne ajută. Bun. Da, a fost Edi Ordinescu. Bun. Florin, am ajuns și noi la final. Vreau să te întreb ca o concluzie. Ce ar trebui să urmeze din punctul tău de vedere pentru cele două naționale? Ar trebui să vedem jucători de la această națională de tineret în perioada următoare la senior sau mai au de lucrat? Probabil, adică sigur vom vedea jucători. Eu nu știu care va fi acea limită de timp, dar vom vedea jucători, clar, de la națională de tineret în echipa națională. Important e naționala mare până la urmă și sper să reușească un rezultat bun în Armenia, adică o victorie, că asta înseamnă un rezultat bun. Asta, din punctul meu de vedere, ar însemna un început bun de calificare. Pe urmă, vom vedea. Cred că sunt, la fel și cum zicea și Eli, sunt câțiva jucători tineri foarte buni care sunt deja la echipa națională. Mihailă, Ianis, da. Manci, așa mai departe. Ei trebuie să fie liderii următoarei generații la echipa națională în 2-3 ani. Și sigur că mai pot apărea jucători și de la tineret. Poate jucători care nu sunt neapărat naționale de tineret. Am avut discuția asta înainte de a intra în studio, că din generația mea au fost lideri care acum nu mai joacă fotbal sau au fost jucători ca și Kirikesh, care era rezervă și nu prindeau are, și nu mai știu câte meciuri, 40 de meciuri la echipa națională. Adică nu e greu de spus cineva, cum vor progresa jucătorii și cine va fi la echipa națională în viitor. E adevărat. Bun. Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Asta a fost. Ne revedem mâine seară de la aceeași oră să analizăm meciul României cu Germania, România Senior. Să aveți o seară frumoasă.